Apartamente mai scumpe ca niciodată. În Cluj-Napoca, locuințele au ajuns la prețuri record. Un apartament în zona centrală poate costa chiar și 400.000 de euro, iar nivelul prețurilor a depășit chiar și pragul din 2008, an care este considerat vârful pieței imobiliare în România. Dacă în toamna lui 2008 prețul mediu per metru pătrat util la apartamente se ridica în Cluj la aproximativ 1.400 de euro, acum acesta sare de 1.500 de euro. Asta arată indicele imobiliare. Specialiștii spun că angajații din segmentul IT, care au venituri consistente, contribuie indirect la prețurile mari de pe piața imobiliară din Cluj-Napoca. Cauzele creșterilor de preț din Cluj-Napoca reprezintă în primul rând stilul de viață al tinerilor din momentul de față. Trăim niște vremuri destul de bune și toată lumea își permite anumite luxuri. Acest lucru a dus la foarte multe achiziții în ultimii ani și bineînțeles că salariile care, cum spuneam, în ultima vreme au crescut foarte mult. Bineînțeles că s-a depășit rangul din 2008, atunci când creșterile au fost destul de mari și posibil chiar să meargă încă în sus. De exemplu, prețurile au crescut cu peste 6% față de luna octombrie a anului trecut, ceea ce înseamnă mai mult cu 89 de euro per metru pătrat. Cel mai scump apartament din Cluj-Napoca scos la vânzare pe imobiliare.ro se ridică la 400.000 de euro. Are 4 camere și 136 de metri pătrați. Apartamentul se află într-o zonă centrală, în piața muzeului. În schimb, ceva mai modeste sunt prețurile pentru garsoniere, care încep de la aproximativ 20.000 de euro. În ciuda prețurilor exorbitante de pe piața clujană, specialiștii imobiliari spun că nu poate fi vorba de o criză în perioada următoare. Foarte multă lume speculează acest lucru sau așteaptă să cadă prețurile. La ce se întâmpla în 2008 este foarte asemănător, cum ziceam și acum. Dar să nu uităm că, spre deosebire de 2008, piața este foarte stabilă acum, nu mai vorbim de aceeași volatilitate a pieței imobiliarelor și, pe lângă aceasta, puterea de achiziție a cumpărătorilor din ziua de astăzi este destul de sporită. Chiar dacă băncile au redus gradul de îndatorare și chiar dacă condițiile s-au înăsprit la credite, considerăm că achizițiile care le face primăria în Cluj-Napoca, dezvoltarea urbană pe care o are orașul, va ajuta foarte mult la menținerea prețurilor la același nivel. Piața imobiliară din Cluj o depășește chiar și pe cea din capitală. În luna septembrie, prețul mediu per metru pătrat util se ridică la București la 1.300 de euro, cu aproximativ 200 de euro mai ieftin decât în capitala Transilvaniei. Iar prețurile cresc de la lună la lună la Cluj. Metrul pătrat este cu 4 euro mai scump luna aceasta decât luna trecută.